probleme tehnice încă din prima zi, de la primul tren pe noua rută care înleagă aeroportul Otopeni de centrul capitalei. Ruta care a fost inaugurată cu surle și trâmbițe de președintele Iohannis și membrii guvernului Orban. Prima garnitură CFR care a plecat din gara de nord spre aeroport a avut o întârziere de 20 de minute. Ce s-a întâmplat cu celălalt? Aflăm chiar acum de la Alex Vlădescu. A, se vede bine, se vede bine Bucureștiul pe ruta asta. Să fie cu noroc, Alex, dar a pornit cam cu stângul, așa. Adevărat, Mihaela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Da, a pornit cu stângul și dacă acum o să vezi că imaginea cam tremură, să știi că nu e vina operatorului, ci e vina infrastructurii feroviare pe care suntem, pentru că e veche de ani de zile, acum intrăm în gara de nord. Însă, iată că avem și vești bune. De astăzi ar trebui să parcurgem distanța dintre gara de nord și aeroportul Otopeni în doar 20 de minute cu trenul. La această oră sunt însă destui de puțini călători, cei mai mulți dintre ei au venit doar să vadă cum arată această linie. Au venit așa într-o călătorie experimentală. Suntem acum într-o garnitură a unui operator privat. Lucrările au costat vreo 90 de milioane de euro și dacă v-am zis de avantaje, că ajungeți în doar 20 de minute și nu mai dați o grămadă de bani, pentru că acum vă costă doar 4 lei un bilet, ați cam scăpat de taxi, cu alte cuvinte. Trenurile circulă din 24 în 24 de ore, la un interval destul de mare, e drept, de 40 de minute, dar cumva se justifică, având în vedere că deocamdată nu sunt atât de multe curse aeriene pe aeroportul Otopeni. Iată însă că pentru o lucrare de 90 de milioane de euro sunt și puncte slabe. Linia este neelectrificată, pe vreo 3 km se circulă pe un singur fir, asta înseamnă că în zona Mogoșoaia trenul care merge spre aeroport trebuie să aștepte să revină trenul celălalt de la aeroport spre gara de nord.